Dacă vreți să aflați metodele prin care puteți face un jucător legendar, rămâneți aici! Hei, salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi vorbim despre legendele din FIFA Mobile sau cum se numesc ele acum, jucători Icons. Până anul acesta, jucătorii legendari au fost exclusiv pentru Xbox, așadar pentru consolă, dar de anul acesta contractul a expirat și sunt disponibili pe toate platformele, așa că au apărut și pe mobil și probabil de asta i-au redenumit Icons, dar e destul de greu să zic asta, așa că o să le zic jucători legendari. E mult mai ușor și mult mai simplu. Și astăzi o să vorbim despre cele 3 metode, sunt cel puțin 3 metode, prin care puteți face acești jucători. Prima metodă și cea mai evidentă prin care puteți face acești jucători este prin deschiderea pack-urilor speciale din store cu jucători, dar este o metodă pe care nu o recomand, nu e nimic garantat acolo și s-ar putea să vă cheltuiți banii, plus că eu nu deschid astfel de pack-uri, așa că n-aș putea să vă recomand vouă să deschideți astfel de pack-uri. Metoda 2 este mult mai ușoară, o să dureze ceva timp, dar credeți-mă că merită și este mai ales pentru cei dintre voi care nu aveți bani de băgat în acești jucători. Și această metodă este achiziționarea unei legende cu punctele din turneul de weekend. Da, este o metodă simplă și mai ales gratis. La turneul de weekend, din când în când, mai apar jucători legendari drept premiu. Până acum cred că au fost deja 2, costa vreo 60 sau 80 de puncte, oricum între 60 și 80 de puncte parcă era, dar dacă jucați la turneul de weekend, în fiecare weekend strângeți acele puncte, sunt sigur că peste 2 săptămâni, când vor apărea alți jucători Icons, vor pune din nou un jucător acolo la turneul de weekend și o să aveți mari șanse să-l faceți atâta timp cât ați strâns acele puncte. Și un astfel de punct vi se dă la fiecare victorie din turneul de weekend, așadar dacă jucați în fiecare weekend acel turneu, o să faceți multe puncte. Și cea de-a treia metodă este metoda prin care am luat eu toate legendele pe care le-am făcut până acum. Este o metodă care necesită destui de mulți bani pentru că va trebui să cumpărați jucători de pe market, dar metoda asta implică evenimentul de aici, un eveniment despre care foarte mulți dintre voi m-ați întrebat cum se fac legendele la acest eveniment. Și e foarte simplu, haideți să intrăm aici, astea sunt cele 3 legende de săptămâna trecută, filmarea este puțin mai veche. Aceste 3 legende se fac când ai o echipă de 90 overall și 5 jucători de naționalitatea legendei în echipă. Așadar, jucătorii nu trebuie să fie de 90, cei de naționalitatea legendei, trebuie echipa să fie de 90 overall. Dar haideți să intrăm la echipă să vă arăt cum stă treaba. Asta este echipa mea de acum câteva zile și vreau să-l fac pe Puyol. După cum vedeți cu toții, am overall 91 și trebuie să calculez în așa fel încât să nu-mi scadă overall-ul sub 90, dar să pun aici în echipă 5 jucători spanioli, pentru că vreau să-l fac pe Puyol și Puyol e spaniol. Deci ce fac eu aici se aplică la oricare legendă, doar schimbați naționalitatea. Și dacă faci această metodă, ai nevoie de destui de mulți bani și un calculator, pentru că trebuie să calculezi dinainte dacă reușești să faci 90 overall, pentru că altfel nu merită să cumperi acei jucători de pe market. Apropo și cu cumpăratul jucătorilor de pe market, dacă faci treaba asta în weekend și te miști repede, ai șansa să vinzi acei jucători cu prețul pe care ai cumpărat tu. Așadar, dacă ai bani să faci legendele în modul acesta, cred că o să pierzi maxim 5%, care este taxa de vânzare a jucătorilor. Dar iei un calculator foarte simplu, te uiți la echipa ta, aduni overall-ul tuturor jucătorilor din primul 11 și trebuie să ai peste 985, asta înseamnă overall 90, dacă ai peste 985, ești bine. Așadar, eu aici am calculat dacă schimb jucătorii și pun jucătorii cumpărați de pe market sau, o să vedeți, jucătorii primiți în campanii, să nu scad sub acel overall. Eu în momentul de față am 91 overall, așadar am de unde să scad puțin. De exemplu, o să scot portarul Oblak de aici din echipă, care are 91 și o să-l înlocuiesc cu un băiat din Spania. Este portarul acesta făcut la campanii, Adan, care are doar 85, așadar minus 6, am luat în calcul acel minus 6, țineți minte, trebuie să rămân peste 985 dacă adun toți jucătorii din echipă, asta înseamnă 90 overall. Și să vedem, următoarea schimbare pe care am făcut-o este la atacant. A, și cel mai bine este să vă uitați care sunt pozițiile cele mai slabe din echipă și să le schimbați pe acelea. Vedeți, la mine este CDM-ul, right midfielder, mijlocașul dreapta și atacantul. Alea sunt pozițiile mai slabe. Haideți să vedem aici, punem pe cineva. Aici am cumpărat pe David Villa, l-am cumpărat din greșeală de 2 ori, din păcate. Am avut o eroare, ceva mi l-a arătat că nu l-am câștigat la bid pe primul și am mai cumpărat unul cu buy now, așa că am rămas cu 2. Dar vedeți și voi, aici am pierdut alt overall, ăsta are doar 85 și Owen dinainte avea 92, așadar am pierdut 6 și aici. Totuși am rămas peste 90, asta înseamnă că am rămas peste 985 la overall-ul adunat al tuturor jucătorilor din primul 11. Și să vedem, următoarele poziții pe care vreau să le schimb sunt right wing-ul ăsta, pentru că l-am făcut pe Caehon,
Ăsta este jucătorul de la turneul de weekend. Dacă făceați 10 victorii, parcă îl primeați pe ăsta. Din norocul nostru este și spaniol. Următorul jucător pe care vreau să-l schimb este acesta, mijlocașul dreapta. O să-l pun pe băiatul ăsta, Pablo, un jucător foarte slab și iată, vedeți, am scăzut sub 985, asta înseamnă 89 overall. Dar din fericire, următorul jucător pe care o să-l schimb aici o să ne aducă din nou overall-ul peste 90, pentru că o să-l schimb pe Marquinho cu băiatul acesta, cu Sergio Ramos, care are 96, cu 6 mai mult decât Marquinhos, așa că suntem din nou peste 90. Și acum avem 5 jucători din Spania, avem portarul, avem atacantul David Villa, avem right wing-ul, Callejon, avem mijlocașul dreapta, Pablo, și evident pe Sergio Ramos, fundașul de la Real Madrid. Și asta este o echipă cu overall 90 și cu 5 jucători din Spania. Repet, jucătorii din Spania nu trebuie să fie peste 90, trebuie overall-ul echipei să fie peste 90. Și acum haideți să intrăm din nou la eveniment și acum o să putem să luăm pe Carles Puyol, jucător foarte bun pe vremea lui, în FIFA, așa și așa. Dar haideți să vedem animația aceasta, pack-ul arată foarte mișto și iată-l pe Puyol de 86, arată foarte bine cartea lui și ni s-au deblocat și două campanii despre care o să vorbesc imediat, dar ăsta este Puyol. Campaniile sunt sus acolo, vedeți la weekly, dacă intrăm aici, sunt evenimente pe care le puteți face în fiecare săptămână, aceste evenimente se vor reseta în fiecare săptămână, costă doar 2 stamină și aici e modul perfect să faceți XP pentru a vă antrena legendele, plus că la final puteți da de una din legendele care au apărut până acum, este destul de mică șansa, dar este o șansă, de ce nu? Și este această campanie specială cu Puyol, fiecare jucător are campania lui specială, după ce îl deblocați o să vă apară sus și sunt niște campanii foarte mișto în care joci cu echipele pe la care au trecut ei, e foarte mișto faza, afli lucruri interesante despre ei, faci XP, dar trebuie să ai o echipă foarte bună pentru a juca aici, după primele două meciuri deja se cere overall 92 și 5 jucători de acea naționalitate, dar nu e niciun bai. Această campanie nu dispare niciodată, așadar puteți să o faceți oricând, important este să faceți legenda. Și haideți acum să mergem puțin în echipă, să vedeți cum arată Puyol. Iată, acesta este Puyol, joacă destul de bine, dar dacă vreți să fac review pentru toți jucătorii legendari pe care i-am făcut până acum, lăsați jos comentarii și spuneți-mi și vreau să știu și ce legende ați făcut voi sau ce legende vreți să faceți. Și da, Hagi vine și el, nu știu exact când, dar vine și Hagi cu siguranță. Mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut filmulețul, sper că v-a fost de ajutor. Dacă e așa, dați un like ca să știu și eu și până data viitoare mai am și alte filmulețe, le vedeți acum pe ecran. Dați click pe unul și uitați-vă. Numai bine, prieteni, pa, pa!